Mulțumesc mult, frate Gavrilă. Pacea Domnului să fie cu voi, dragi frați și surori. Mulțumim pentru privilegiul de a ne putea întâlni astăzi și a învăța din cuvântul său. E un privilegiu deosebit ca de fiecare dată și un privilegiu pe care poate de multe ori nu reușim să-l apreciem la adevărata lui valoare. Îl apreciăm doar atunci când, datorită unor condiții diverse sau motive, nu putem să avem acces la părtășie cu frații și acces la hrana din Cuvântul Divin. Într-adevăr, așa cum s-a spus până aici și fratele Viorel și fratele Gavril au spus, suntem datori cu multe mulțumiri și cred că, nu știu, inimile noastre și mințile noastre nu pot să genereze atâta mulțumire cu care suntem datori, numai dacă ne oprim, de exemplu, la faptul că avem disponibil tronul Harului și acces la el în orice vreme de nevoie. Adică noi, niște ființe de pe pământ, niște ființe foarte neînsemnate, avem acces în orice moment la Creatorul Universului, la ființa supremă care guvernează Universul. Dacă stăm un pic și ne gândim la acest lucru, suntem de-a dreptul emoționați. Personal, mie mi se ridică așa părul pe cap când mă gândesc la aceste lucruri. Și mulțumim lui că ne-a pus în această poziție de favoare și că ne conduce pe această cărărușă îngustă. Înainte de a trece la subiect, vreau să aduc salutările de pace și iubire ale fraților voștri dintre cei care mă rugați să le transmit. Ei vă port în gândurile și în inimile lor și întotdeauna se gândesc la voi. Subiectul pe care doresc să vi-l propun astăzi spre meditare și doresc a fi un imbold pentru voi în a cerceta mai amănunțit aceste lucruri este despre împărăție, așa cum îi bine și benefic să vorbim. Și am dat un titlu, Aspecte ale împărăției în Cartea Psalmilor. Subiectul e foarte vast. Nici pe departe nu pot să am pretenția sau să cred că am atins un procent, o cantitate considerabilă din ceea ce se putea spune despre acest subiect. Eu doar expun cu limitele mele ceea ce am reușit să percep prin voia lui Dumnezeu și numai datorită lui, căci lui datorăm totul. Și voi, dacă o să fiți interesați și credeți că ar fi benefic pentru voi, în particular puteți să aprofundați. Dragi frați și surori, mulțumim Tatălui Ceresc pentru harul său arătat față de noi, că ne-a deschis ochii minții și inimile spre adevărul prezent. Ne bucurăm de prezența Regelui și vedem cum tot ce se întâmplă azi în lume, evenimente care omului obișnuit îi se par terifiante și catastrofice, nu sunt altceva decât pârghii prin care se înlătură lumea rea de azi. Regele nostru, plecat într-o țară îndepărtată, s-a întors cu împărăția. Din poziția sa de conducere, ca reprezentant al Tatălui Ceresc, el duce o luptă împotriva uzurpatorului Satan și împotriva împărățiilor acestei lumi, pentru a smulge, tăia, dărâma și nimici tot ce ține de sistemul răului, pentru ca mai apoi să zidească și să sădească dreptatea, prosperitatea, neprihănirea și viața veșnică. Ieremia 1:10. Deși sunt cunoscuți mai mult pentru aspectul lor profund devoțional, unii psalmi cuprind și aspecte profetice. Dintre aceștia sunt și psalmii care oferă informații despre împărăția pentru care zilnic ne rugăm și ne dorim atât de mult. O parte din ei descriu această perioadă de început a domniei lui Hristos și poate, surprinzător pentru unii, sunt indicii clare că intervalul de timp la care ne referim nu este deloc unul de pace și liniște cu binecuvântări imediate disponibile pentru întreaga rasă umană.
Dimpotrivă, cadrul scriptural înfățișează simbolic nori întunecați, necazuri, popoare agitate și forțe puternice care se opun împărăției. Astfel, perioada în care Domnul nostru întors a doua oară își asumă controlul asupra afacerilor pământului, este caracterizată de conflicte globale și convulsii sociale. Psalmul 46 arată că, citez, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Pământul, adică societatea umană, se zguduie și munții, adică împărățiile acestei lumi, se clatină în inima sau în mijlocul mărilor, adică a popoarelor înfuriate. Psalmul 46, versetele 6 și 2. În Psalmul 97, de la 1 la 6, vedem o descriere asemănătoare a perioadei timpurii a împărăției. Versetul 1 ne arată că Iehova împărățește și, așa cum vom vedea mai jos, el o face prin reprezentantul său, Iisus Hristos. Acest început al domniei, deși este cu nori, negură, fulgere, cutremure și foc, este totuși un motiv de bucurie, căci el vine să judece pământul, el va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia lui. Psalmul 96, versetele de la 10 la 13. Chiar dacă marea masă a creștinilor așteaptă cu groază această judecată, pământul nu va arde și oamenii nu vor fi distruși. Norii, negura, focul și cutremurile reprezintă în mod simbolic elemente ale marii strâmtorări, mijloace prin care sistemul păcatului este distrus, pentru a se instaura o împărăție care nu se poate clătina. Evrei 12, versetele de la 26 la 28. Fulgerele care luminează pământul sunt adevăruri de-a lungul mai multor linii care strălucesc pentru a oferi iluminare oamenilor posomorâți și nedumeriți. În acest sens, Ioan ne dezvăluie în Apocalipsa 18 cu 1. Am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o putere mare și acest înger știm noi că este Domnul la a doua sa venire. Și pământul s-a luminat de slava lui. Și într-adevăr, am beneficiat de multă lumină de când luceafărul strălucitor de dimineață a început să răsară în inimile credincioșilor. 2 Petru 1 19. Din Psalmul 2 cu 6 aflăm că Domnul este uns ca împărat de către Tatăl, primind neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Această împărăție se consemnează în Psalmul 72 cu 8, va fi de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Ne amintim astfel de Daniel 2, versetele 35 și 44. Unde piatra, reprezentând împărăția în stare incipientă, lovește chipul și apoi se dezvoltă treptat până la stadiul de munte, care umple tot pământul, dăinuind veșnic. Existând atâtea dovezi în istorie privind incapacitatea oamenilor de a se guverna, probe de netăgăduit împotriva falimentului sistemului uman de guvernare, în spatele căruia s-a aflat marele adversar, am putea crede că intervenția divină în guvernarea pământului va fi una salutată și dorită de către oameni. Scripturile însă declară ca fiind adevărat contrariul. Psalmul 2, de la versetele de la 1 la 3, ilustrează această rebeliune a oamenilor și a conducătorilor pământului împotriva lui Dumnezeu astfel. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând. Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Închei citatul. Imoralitatea devenită lege, preocuparea pentru violență, materialismul,
crearea de alianțe și tratate care să conserve actuala stare de lucruri. Respingerea standardelor lui Dumnezeu găsite în Biblie sunt doar câteva aspecte ale acestei revolte. Deci ei nu se supun într-un mod conștient, ci prin modul în care acționează și prin valorile pe care le acceptă și le ridică uneori chiar și la rang de lege. Sfidarea lui Dumnezeu de către oameni și mai mari lor este arătată în Apocalips 19:19 ca un război pornit împotriva Regelui Hristos, o încercare zadarnică de a rezista la instaurarea împărăției neprihănirii. Tocmai această atitudine a națiunilor și mai marilor pământului determină un răspuns din partea lui Dumnezeu prin unsul său. Psalmul 110 vine în completarea Psalmului 2 pentru a scoate în evidență acest aspect. Domnul, adică Iehova, a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cărmuire al puterii tale zicând, stăpânește în mijlocul vrășmașilor tăi. Psalmul 110, versetele 1 și 2. Această ședere a lui Hristos la dreapta Tatălui nu semnifică inactivitate, cum ar părea la o primă citire, ci faptul că El este numit într-o poziție de autoritate, a cărei exercitare implică activitate. În susținerea acestui gând vine și Isaia 40:10, care ne spune: Iată, Domnul Dumnezeu vine cu mâna tare și brațul său va stăpâni pentru el, iar răsplata lui este cu el și lucrarea lui înaintea lui. Traducere fidelă. Iar Psalmul 98:1 adaugă: Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Sau cum zice o altă traducere, i-a obținut victoria. Și într-adevăr, vedem că aici cel care îl reprezintă pe Tatăl și în activitate este Hristos. Fiindcă nu ascultă sfatul de a se supune împărăției nou venite și de a-i sluji cu reverență și ascultare fiului, neglijând atitudinea sa iubitoare, mânia acestuia se aprinde și îi se dă dreptul și puterea să zdrobească națiunile cu un toiac de fier și să le spargă în bucăți ca pe vasul unui olar. Psalmul 2, versetele de la 8 la 12. Așadar, împărăția lui Hristos nu se instaurează prin referendum. Domnia toiagului de fier indică spre o conducere autoritară pentru scopul urmărit în planul lui Dumnezeu. Aceste lovituri coercitive ale toiagului de fier sunt vizibile după 1914 împotriva tuturor neamurilor și ele se vor exercita și individual asupra celor neascultători aflați pe calea înaltă a sfințeniei. Promisiunea de a guverna peste neamuri aparține și membrilor biruitori ai Hristosului. Astfel, în Apocalips 2, versetele 26 și 27, bisericii din Tiatira, Domnul îi spune: Celui ce va birui și celui care va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Participarea sfinților de dincoace de văl, împreună cu cei înviați cu Domnul, în lucrarea împărăției, este sugerată și în Psalmul 149, versetele de la 5 la 9. Citez de acolo: Să salte de bucurie credincioșii lui, îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cu obesti de fier. Să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul. Și într-adevăr este o cinste pentru noi. Această implicare a Sfinților lui Dumnezeu, explica fratele Russell,
se petrece în timpul evenimentelor contemporane nouă, în timpul suferințelor din prezent, când o lume, lumea păcatului și a morții, moare și o alta, a vieții și neprihănirii, se naște. Reprintul 5451. Răzbunarea asupra neamurilor și legarea mai marilor lor cu obezi de fier se face prin participarea zeloasă la proclamarea adevărului și prin activitățile lor de mărturie. O imagine paralelă a acestor evenimente o avem în Judecători 7, versetele de la 16 la 22. Astfel, Gedeon, care îl reprezintă acolo pe Domnul nostru, și cei 300 de soldați credincioși, care reprezintă turma mică, se războiesc cu madianiții, amaliciții și fiii răsăritului. Această alianță reprezintă uniunea dintre fiară, balaur și profetul mincinos, un sistem condus de Satan. Atacul se dă noaptea, indicând spre întunecimea timpului în care trăim, iar mica ceată nu face altceva decât să sune din trâmbițe, să spargă ulcioarele în care se aflau flăclii și să strige sabia Domnului și a lui Gedeon. Sunarea din trâmbițe indică spre proclamarea adevărului, iar spargerea ulcioarelor și lăsarea flăcliilor să lumineze arată spre faptul că, în timp ce credincioșii își pun corpul în sacrificiu, ei trebuie să lase lumina lor să strălucească tot mai tare. Această strălucire depinzând de profunzimea sacrificiului lor. Și întocmai cum soldații lui Gedeon au strigat sabia Domnului și a lui Gedeon, și noi trebuie să spunem că adevărul este a Tatălui și al Domnului nostru. Așa cum cei 300 de ostași au ascultat indicațiile lui Gedeon și l-au imitat pe el, tot așa credincioșul urmează pe căpetenia de săvârșiri lor în sacrificiu, imitându-l. Trebuie de asemenea să menționăm faptul că ei nu s-au războit cu inamicii în acea noapte, fiindcă aceștia s-au luptat între ei și s-au distrus singuri. În acest mod trebuie să procedeze și credincioșii, neimplicându-se activ în niciun conflict. Concluzionând, putem spune că cei consacrați de dincoace de văl sunt niște puncte strălucitoare de lumină, menite să destabilizeze o lume întunecată. Psalmul 110:3 oferă, într-un mod figurat, o perspectivă suplimentară asupra lucrării sfinților. Citez: poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Sau zice o traducere, în ziua puterii tale. Cu podoabe sfinte ca în sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Elementul de timp identificat aici este dimineața, sânul zorilor, fapt ce poate sugera că activitatea are loc la începutul unei zile, la începutul zilei a șaptea. Se observă apoi entuziasmul și zelul. Ni se spune că poporul este plin de înflăcărare. Entuziasmul și zelul cu care poporul lui Dumnezeu este dispus să participe în serviciul său. Ei sunt ca roua, aducând în prospătare omenirii suferinde prin influența lor binecuvântată. Și spunând acestea, nu pot să nu ne vină în minte cuvintele Psalmului 84:6. Când străbat aceștia, adică credincioșii, valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Despre aceeași dimineață arătată în Psalmul 110, când credincioșii sunt strânși la Domnul, ni se vorbește și în Psalmul 46, versetele 4 și 5. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Credincioșii nu se uită la nori și descurajări. Ei sunt ca o insulă de liniște în mijlocul unei mări înfuriate. Și această liniște rezultă din faptul că ei știu că cel care nu doarme și nu obosește niciodată, veghează îndeaproape la binele lor mai înalt. Lucrarea de instaurare a împărăției nu poate fi oprită de niciunul din oponenți,
toate puterile adverse vor fi înfrânte, Domnul aflat la dreapta Tatălui, zdrobind pe împărați, făcând dreptate printre neamuri. Versetul 6 din Psalmul 110 arată că El zdrobește capete pe toată întinderea țării, adică puterea mai marilor pământului este preluată de unsul lui Jehova. O altă traducere a acestui verset, traducerea Cornilescu revizuită, spune că El va judeca printre națiuni, va umple totul cu trupuri moarte, va zdrobi pe conducătorul unei țări mari. Privit din acest punct de vedere, versetul ne duce cu gândul la Geneza 3:15, unde ni se spune, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Hristosul cap și corp va pune capăt stăpânirii marului adversar, care va fi legat și ținut în inactivitate până la sfârșitul împărăției, când va mai fi liber pentru puțină vreme, pentru a merge apoi definitiv în distrugere. Domnul nostru triumfător nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ. Isaia 42:4. Și va împărăți până va pune toți vrăjmașii sub picioarele Tatălui. 1 Corinteni 15:25. Astfel se poate spune cum diverse versete ale psalmilor oferă perspective asupra etapelor timpurii ale împărăției și cum acestea se împlinesc în timpurile tulburi în care trăim. Această etapă cuceritoare se sfârșește odată cu Marea Strântorare, care coincide cu nunta Mielului. După ce necazul își va fi atins scopul, pentru că nenorocirea nu va veni de două ori, Naum 1:9, se trece în a doua etapă a împărăției, ce corespunde cu domnia glorioasă sau domnia binecuvântătoare a lui Hristos. Și corespunde această etapă, începe cu inaugurarea noului legământ. Disciplinați în apogeul marii strâmtorări, care va fi făcut o arătură adâncă în inima oamenilor, oamenii vor auzi porunca. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamul, eu stăpânesc pe pământ. Psalmul 46:10. Acest opriți-vă este similar cu susurul blând și subțire, venit în urma manifestărilor care au trecut peste peștera lui Ilie. 1 Împărați 19:12. Și știm acolo acele manifestări ce reprezintă. O altă traducere ne spune că această ultimă manifestare a fost un glas blând și șoptit, iar Luther traduce glasul din Eden. Dumnezeu care nu mustră fără încetare și nici nu ține mânia pentru întotdeauna, Psalmul 103:9, le poruncește oamenilor să părăsească căile pe care le-au urmat până atunci și să vină în armonie cu legile sale. Sub conducerea lui Hristos, după inaugurarea noului legământ, omenirea va face pas siguri pe calea înaltă a sfințeniei. Fiecare zi va fi o binecuvântare și un prilej de a aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Psalmul 65, versetele 7 și 8, surprind foarte bine acest moment. Citez, El potolește urletul mărilor, urletul valurilor și zarva popoarelor, care o constituie Marea Strâmtorare. Cei ce locuiesc la marginile lumii sau a pământului, zic unele traduceri, și ne-am putea gândi la marginile lumii vechi și începutul lumii noi, se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Îmi place să cred că oamenii se înspăimântă de minunile sale în sensul că vor fi uimiți și copleșiți de mulțimea binecuvântărilor vârste milenare. Despre condițiile minunate ale Domniei lui Hristos se vorbește și în Psalmul 72. Astfel cei nenorociți, săraci și suferinți vor primi ajutor și binecuvântare. Versetele de la 2 la 4. El va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. Dacă observăm o pajiște proaspăt cosită, udată de o ploaie, vedem că în scurt timp efectul de regenerare, înviorare și restabilire
Vedem în scurt timp efectul de regenerare, înviorare și stabilire pe care aceasta o are. Tot așa, după marele necas, care ar putea reprezenta aici Cosiria, ploile de binecuvântări care urmează au un puternic efect de înviorare și restabilire, oamenii înflorind în cetăți ca iarba pământului. Psalmul 72 cu 6, versetul 16, Osia 6 cu 3, Ezechiel 34 cu 26. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. Psalmul 72 cu 7. Războaiele și neînțelegerile nu vor mai exista într-o lume a armoniei, cauzele declanșărilor fiind înlăturate cu totul. Psalmul 46, versetele 9 și 10, Mica 4 cu 3. În acest sens, prorocește și Isaia. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăția lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. Isaia 9 cu 7. Cei răi vor fi nimiciți, dar cei blânzi vor moșteni țara sau pământul, binecuvântând, bucurându-se de acest belșug de pace. Psalmul 37 cu 9 și 11, Matei 5 cu 5. Pământul își va da roadele. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Psalmul 67 cu 6 și Psalmul 72 cu 16. Și într-adevăr, dacă ne gândim la această imagine, ce imagine impresionantă. Blestemul din Eden va fi înlăturat, oamenii bucurându-se de efectele restabilirii. Psalmul 104, versetele de la 27 la 30. Spinii și pălămida vor dispărea și pământul va deveni fertil. Schimbările climatice care provoacă azi atâtea spaime nu sunt altceva decât tendințe de uniformizare a climei pe întreaga suprafață a pământului, așa cum a fost înainte de potop. Astfel, reducerea gheții din regiunile polare și încălzirea accelerată a zonelor reci ne arată cât de aproape suntem de acele vremuri binecuvântate. Sahara, care are o suprafață cât Europa, are sub ea importante cantități de apă, care la vremea potrivită vor țâșni și astfel pustiul va înflori ca trandafirul. Fertilitatea solului, mărirea considerabilă a suprafeței cultivabile și clima prietenoasă sunt numai câteva condiții ce vor asigura prosperitatea și siguranța economică pentru oameni, foamea fiind astfel eradicată. Mica 4 cu 4, Psalmul 85 cu 12. Oamenii recunoscători vor preamări pe Dumnezeu, binecuvântându-se unii pe alții cu numele Lui. Isaia 35 cu 10 întregește această imagine a bucuriei. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încuruna capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Astfel, cei răscumpărați, aflați în viață după Marea Strâmtorare sau întorși din morminte, își vor îndrepta atenția spre Sion, faza spirituală a împărăției, căutând ajutor și îndrumare prin intermediul profeților. Cu privire la acest fapt, Psalmul 50, versetele 1 și 2, ne spune: Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui și până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Observăm astfel că Sion, biserica cap și corp, este mediatorul prin care Dumnezeu vorbește și cheamă pământul. Expresia de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui este una foarte interesantă și credem că se referă la perioada mileniului. Odată cu inaugurarea noului legământ peste cei care se tem de numele lui, Maleachi 4 cu 2 ne spune că va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Acest soare al neprihănirii care răsoare este Hristosul, care își începe misiunea de binecuvântare
vindecare de păcat și aducerea omului în armonie cu Creatorul său. El strălucește pe tot parcursul zilei milenare, neputându-se ascunde nimeni de lumina sa vindecătoare și a pune la sfârșitul ei. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și fiul se va supune celui ce i s-a supus, celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. 1 Corinteni 15, versetele 25, 26 și 28. Atunci lucrarea Hristosului se va sfârși și oamenii aduși la perfecțiune vor fi încercați de Tatăl în acea scurtă perioadă în care va fi dezlegat Satan. Domnul și Biserica vor îndeplini alte sarcini ce vor privi lumile noi care vor fi populate. În legătură cu această lucrare de împăcare a veacului milenar, în Psalmul 110:4, Domnul nostru este numit de către Tatăl preot în veac după felul lui Melchisedec. Apostolul Pavel, în capitolul 5 din Evrei, explică că Melchisedec este format din Iisus Hristos, capul și membrii corpului său. În limba greacă, cuvântul în veac provine din expresia eiston aiona, care se poate traduce și pentru un veac sau pentru o perioadă de timp. Și acest lucru se potrivește foarte bine cu funcția de preot care este exercitată în legătură cu păcatul. Omenirea ajunsă la perfecțiune, la sfârșitul mileniului, nu va mai avea nevoie de preot sau mijlocitor. Psalmul 19, privind din punct de vedere profetic, aruncă unele raze de lumină în privința muncii pe care Hristosul o va depune pentru recuperarea omenirii. Cerurile care spun slava lui Dumnezeu sunt cerurile noi. Domnul și Biserica vor aduce în atenția omenirii măreția caracterului divin, fiind sfătuiți să-l imite. Observăm apoi aceeași ilustrație cu soarele care răsare la un capăt al cerurilor și ne-am putea gândi la al treilea cer și își sfârșește drumul la celălalt capăt. Aici este adus un element suplimentar. Legătura dintre soare și mire. Și asta ne face să ne gândim că acest soare mire este mirele nostru, capul Hristosului. Începând cu versetul 7, sunt consemnate o serie de afirmații care pot fi considerate ca posibile instrucțiuni ale Bisericii către omenire. Și să vedem aceste instrucțiuni. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Bineînțeles, ne gândim la frica sfântă. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Cât de minunate sunt! Luate în considerare și puse în practică, aceste versete sunt ca niște medicamente prescrise pentru vindecarea omului de păcat. Dragi frați și surori, paginile de mai sus au limitele lor. Psalmii care se pot lua în considerare cu privire la subiect sunt mai mulți și rândurile lor trebuie privite mai în profunzime. Studierea acestor psalmi necesită timp mai mult, dar cel care o va face va fi binecuvântat. Mulțumim Tatălui Ceresc pentru că ne-a făcut părtași la acest plan minunat și nu ne-a lăsat fără lumină pe cărarea noastră. Este un mare privilegiu să avem cunoștință despre evenimentele pe care le trăim și să putem anticipa prin cuvântul lui Dumnezeu minunatul lor curs. Și după cum spune o cântare, să ne bucurăm că am ajuns acum mai aproape, ne bucurăm că vedem cum ceea ce învățăm se împlinește sub ochii noștri și acest fapt trebuie să ne facă mai credincioși și mai zeloși în serviciul Regelui Regilor.
Amin.